Deși strângerea câinilor comunitari reprezintă o prioritate pentru municipalitate, sucevenii reclamă încă prezența maidanezilor pe străzile Sucevei. Și aceștia sunt pe străzi în număr destul de mare. Dacă pe de o parte hingherii s-au străduit să-i adune, pe de altă parte au apărut puii ascunși de populație sau alți câini aduși din alte zone. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat în nenumărate rânduri că strângerea câinilor de pe străzi întâmpină probleme, deoarece personalul care se ocupă de acest lucru este insuficient. Edilul șef a mai menționat că, deși în adăpost mai sunt suficiente locuri pentru câinii de pe străzi, aceștia au nevoie de hrană lunară și de asistență medicală. Dacă primăria poate asigura hrana lunară pentru maidanezi, organizarea unui serviciu de asistență medicală pentru aceștia este peste putere.